Primăvara timpurie ajută verdețurile să ajungă mai repede în piețe. Găsim deja pe tarabe urzici, salată și ceapă verde culese din grădină ori din sere. Iar vremea va fi de partea lor și în perioada următoare, după cum spun meteorologii, care anunță temperaturi peste normalul perioadei, însoțite în unele zone și de ploi. Soarele generos a îndemnat plantele să răsară mai devreme. Urzicile, de pildă, sunt numai bune de cules și gătit. Da, au apărut verdețurile puțin cam devreme față de alți ani, pentru că perioada a fost caldă. A fost chiar și frig, dar căldura a venit mai devreme, da, decât ca în alții ani. Severinii au venit deja să cumpere? Da, au mai venit astăzi, da, au mai venit să mai cumpere. Câteodată vin, câteodată nu vin, cum au bani. E bine că și eu am făcut ciorbă de urzici, că am fost la țară și am gulit la Orevița Mare și am făcut ciorbiță de urzici. Da. Este foarte bine să mai trecem de la carne și la legume. Sunt mai bune legumele și fructele, că așa spune, să mâncăm legume și fructe. Numai carne, că carnea nu prea e bună. Meteorologii spun că zilele calde pe care le traversăm, dar și schimbările de temperatură de la o zi la alta, ori de la zi la noapte, sunt specifice primăverii. Așa că nu este de mirare că plantele sunt păcălite să răsară mai devreme. Păi mai luăm din alea acum, mai schimbarea sângelui, ce e mai bine să mâncăm de astea mai proaspete, mai. Ne-am săturat de atâta carne, spune. Da, carnea n-am voie să mănânc. Prognozele meteo arată că până la sfârșitul iernii vom avea parte de temperaturi mai mari decât normalul perioadei, însă în anumite regiuni vor mai fi și zile reci cu ploaie.